Tată, sunt din ceruri, oamenii sunt diferiți între ei pe pământ. Dar înaintea feței tale, Doamne Dumnezeul meu, putem avea toate bogățiile cerului. Și în această seară te rugăm frumos să ne binecuvântezi cu dragoste. Toarnă, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt. Și binecuvântează-ne, Doamne Dumnezeul nostru, să putem fi bogați în dragostea Ta. Binecuvântează-ne pe fiecare așa cum suntem. Binecuvântează fiecare suflet. Binecuvântează rostirea cuvântului Tău. Binecuvântează proclamarea cuvântului Tău. Binecuvântează să fie auzit limpede. Și binecuvântează-ne, Doamne Dumnezeu nostru, cu puterea de-L împlini. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ioan 12 cu 20. Evanghelia după Ioan 12 cu 20. Începem citirea. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la prasnic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus ne-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața aceasta, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta. Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Amin. Binecuvântat să fie Domnul, vă rog să ocupați locurile. Iubiții Domnului, suntem la o nouă seară în care încercăm să deslușim ceea ce am numit contradicții. Suntem învățați de când suntem copii că anumite lucruri pe acest pământ merg într-un fel. De când ajungi la grădiniță, copiii sunt interesați cu ce mașină te-a dus tata, ce haine ai, ce e mama, ce e tata și alte lucruri asemănătoare. Lumea aceasta are un mers, lumea aceasta are o filozofie, lumea aceasta are un fel de a fi. Hristos de asemenea. Și noi suntem astăzi în fața unei prime contradicții prin care, cel puțin până acum de două ori, am învățat că Domnul Iisus Hristos a zis: cine vrea să își păstreze viața, o va pierde. Și cine o va pierde pentru mine, o va câștiga. Oamenii nu sunt învățați așa. Oamenii țin cu dinții de viață. Să știți că și la 80 de ani oamenii caută soluții disperate prin spitale. Măcar o zi, măcar o săptămână, măcar o lună să-și mai prelungească viața. De ce? Pentru că nu sunt pregătiți să moară. Și am învățat în prima parte acestei contradicții că îți pierzi viața când ți-o irosești în relații care sunt greșite. Nu-i timp de întors. Să știți că ceasul, timpul, n-are un buton de a lua-o de la început. Timpul este irreversibil și odată ce a mers, tu nu te mai poți întoarce în timp. Și de cele mai multe ori în viață, o relație greșită, o investiție greșită într-o relație, te face să spui la sfârșit: mi-am pierdut timpul. Nu doar timpul ți l-ai pierdut, ci de fapt o bună bucată din viață ți-ai irosit-o. De aceea o relație care nu este după voia lui Dumnezeu este o relație prin care lumea aceasta ucide. Biblia spune foarte clar că tovărășiile rele strică obiceiurile bune, că prietenia cu lumea înseamnă vrășmășie cu Dumnezeu și că orice relație prin care sufletul tău nu trăiește, chiar dacă poate trupul este bine, chiar dacă din alte puncte de vedere ți este bine, nu reprezintă altceva decât o viață irosită. V-am spus în primul episod,
iubiți sfinții, stați alături de sfinți. Mai devreme sau mai târziu veți vedea că chipul lumii acesteia e urât. Veți vedea că pocăiții nu pot fi iubiți de lume. Veți vedea că oamenii din lume nu pot să ne tolereze. Mai devreme sau mai târziu, când spoiala aceasta de democrație se va da la o parte, veți vedea adevărata fața lumii care nu poate suporta pe cei ce poartă chipul lui Dumnezeu. Pentru că lumea aceasta zace în cel rău și pentru că cel rău este tatăl urii și doar o scânteie lipsește ca lumea aceasta care este pe un butoi de pulbere să sară în aer. În alte părți ale lumii deja se întâmplă. Dacă mergeți în Egipt, veți vedea că acolo creștinismul nu înseamnă să te duci la biserică, doar. Înseamnă să te duci la biserică cu riscul de a fi ucis pe drum sau la întoarcere. Iubiții Domnului, am învățat în a doua parte acestui prim episod, să mori ca să trăiești. Am învățat despre viața ca o investiție. Când te uiți la viața lui Noe, spui, o viață întreagă n-a stat decât să construiască o singură corabie. Nu s-a pocăit nimeni la predica lui. Niciodată n-a avut omul ăsta niciun succes. Însă, iubiții Domnului, noi când investim, investim în așa fel încât să putem fi scăpați în ceasul când lumea aceasta nu va mai fi ajutată nici de bogăție, nici de relații. Viața noastră nu e o viață grozavă când te uiți la nivel investițional. Sunt oameni cu viață spectaculoasă, sunt oameni care pe pământul acesta fac fel de fel de lucruri spectaculoase. Însă va veni un timp și va veni un ceas și vă spun că mai devreme decât credem poate unii dintre noi, va veni ceasul acela. Și în ceasul acela îți vei fi dorit să faci un singur lucru, să-ți fi cheltuit viața pentru Hristos. Și în această seară încheiem acest prim episod, să mori ca să trăiești, vorbind despre viața ca o jertfă. Pentru că vă spuneam eu, dacă veți citi cele trei evanghelii sinoptice care vorbesc despre pierderea vieții ca să o câștigi pentru Hristos, veți vedea că de fiecare dată contextul e diferit. De obicei citim unul și același verset crezând că Domnul spune unul și același lucru, dar contextul diferit ne învață că de fapt viața pierdută înseamnă relații care sunt nu după voia Domnului și astfel o viață irosită. Că de fapt viața care o pierzi înseamnă să faci o mulțime de lucruri pentru tine și mai nimic pentru Dumnezeu. Și acum în această seară vom vorbi despre viața ca o jertfă, pentru că contextul biblic în această seară, și vă rog să fiți atenți, mintea noastră trebuie să fie antrenată. Să dea Dumnezeu să nu fim obosiți ascultând Biblia și proaspeți văzând televizorul. Mă rog să fie invers în viață. Să fim proaspeți când e cuvântul lui Dumnezeu. Că de fapt o minte proaspătă și o minte concentrată e funcție de ceea ce iubești. Acorzi atenție lucrului pe care îl iubești. Și dacă iubești cuvântul Domnului, nu vei găsi nicio greutate în a fi atent. Însă dacă cuvântul Domnului și cu tine sunteți două linii paralele, greu vă veți intersecta. Bun, gata, am închis paranteză. Veniseră niște greci. Contextul despre care vorbește Biblia, știți care era? Acela în care doar cu câtva timp mai înainte, cu foarte puțin timp, fariseii, preoții și oamenii de seamă au zis, vedeți, dar că nu putem face nimic, că nu câștigăm nimic, mulțimea vine după el. Ai putea spune că a fost un moment în care preoții cei mai de seamă, care nu îl iubeau pe Hristos, îl urau pe Hristos, pentru că Hristos, prin ceea ce spunea, le demola tot sistemul lor, aproape că ai fi spus că au renunțat, că la un moment dat au zis, vedeți, n-avem niciun câștig, deci mulțimea îl urmează. Oamenii îl întâmpinaseră și copiii cu o strigăte de Osana, fiul lui David, oamenii și-au întins hainele, au luat finici, au luat crengi înflorite, lor fi rupt din pom, nu știu, și le-au așternut înaintea lui Dumnezeu. O primire triumfală, așa este și subtitlul, de fapt, o primire triumfală. Pe de o parte, mulțimea l-adora și avea așteptări mari. Pe de altă parte, preoții aproape că nu mai aveau nici ei credința că mai pot face ceva. Și peste toate acestea au venit niște greci din țara luminată, Grecia, patria înțelepciunii, Grecia, patria în care să poți să ajungi să fii cunoscut era un lucru mare. Faima Domnului Iisus Hristos, renumele Domnului Iisus Hristos a traversat Galileea, a traversat Israelul și a ajuns până în Grecia. Pentru că ce învăța el, ce spunea el, cum lucra el, era uimitor. Și au venit niște greci care au spus, Domnule, am vrea să-L vedem. Ai fi spus în momentul acela următorul lucru omenește. O, slăvit să fie Dumnezeu pentru ceasul acesta de succes.
Mulțimea întreagă este plină de încântare. Preoții, în sfârșit, aproape că cedează, iar grecii au venit să mă vadă. Și în momentul acela paradoxal, în momentul acela aproape într-un chip neînțeles ochiului uman, dar atât de înțeles pentru cel ce stă în Duh cu Dumnezeu, Hristos spune, Tată, a sosit ceasul. Nici o bucurie, nici un entuziasm, nici un mulțumesc frumos, nici un acum vin să discut cu voi, nici un ce mă bucur că mă căutați, veniți de departe, ați auzit de predicile mele, ce v-a mișcat? Unde ați simțit că este momentul care va străpuns inima? Nimic din toate acestea. Hristos în momentul acela a spus cu totul altceva. A zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Dacă citești numai acest cuvânt, ai spune că Domnul Iisus Hristos de fapt nu spune altceva decât este un ceas de recunoaștere. Este un ceas în care oamenii în sfârșit dau cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Dar ce adaugă după cuvântul acesta, a sosit ceasul să fie proslăvit, întoarce, răstoarnă și face ca tot ceea ce știm noi să fie pus într-o lumină nouă. Pentru că iată ce spune el, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Și apoi spune, adevărat, adevărat vă spun. Ori de câte ori folosești această sintagmă, adevărat, adevărat vă spun, ceea ce ne transmite Biblia este următorul lucru. Deschideți ochii mai bine ca de obicei. Deschideți-vă urechile mai bine ca de obicei. Urmează să spun ceva de maximă importanță. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos. Ceasul să fie proslăvit. Și proslăvirea despre care vorbea Domnul Iisus Hristos este de fapt jertfa, este de fapt moartea. În ceasul poate cel mai puternic al vieții sale, în ceasul în care grecii îl căutau, mulțimea era entuziasmată, preoții aproape că cedaseră în fața reputației și faimei sale, Lazar era înviat și era un martor puternic, spune Biblia că mulțimi de oameni mergeau la Lazar, care era un martor a ceea ce fusese Iisus Hristos, în momentul acela în care ai fi spus, iată ce bine este să trăiești cu Dumnezeu, iată ce bine este să rămâi credincios, iată că Dumnezeu te înalță, iată că Dumnezeu te ridică, în momentul acela Iisus Hristos spune cu totul altceva, este momentul și ceasul jertfei. Și acum ascultați ce vă spun. Vine un ceas în viața fiecăruia dintre noi, tot antrenamentul ăsta spiritual, de a sta în biserică și a asculta cuvântul Domnului. Tot ce înseamnă maturitate creștină și acumulări în raport cu Dumnezeu, toată suita binecuvântărilor din viața ta, și ascultă-mă bine ce spun în această seară, vor merge spre un ceas numit ceasul proslăvirii. Fiecăruia Dumnezeu îi va cere un moment al jertfei. Fiecare dintre noi, înaintea acestui Dumnezeu, va trebui la un moment dat să aibă înaintea lui Dumnezeu o jertfă pe care Dumnezeu i-o cere. Viața aceasta noastră nu poate să fie o suită de acumulări, dincolo de care Dumnezeu să ne ajute pe noi și noi să rămânem liniștiți în felul nostru de a fi. Și ascultați-mă ce vă spun. Ați învățat și veți învăța. Veți fi poate licențiat, veți termina o facultate, veți termina un serviciu, veți avea un serviciu, veți avea o realizare în viață, veți face ceva cu Dumnezeu, dar va veni Dumnezeu la voi și vă va spune, pentru asta te-am pregătit, pentru ceasul acesta tu ai fost antrenat în acești ani, pentru că va veni Dumnezeu și va spune, viața ta trebuie trăită în așa fel încât tu să aduci rodire pentru Dumnezeu, în așa fel încât tu să te jertfești Dumnezeu, pentru că cine îl urmează pe Iisus Hristos, cine vrea să fie ca Iisus Hristos, va trăi o viață a jertfei. Și Iisus Hristos a zis în ceasul acela maxim, în ceasul acela în care renumele lui era cunoscut, era întins, în momentul acela a zis, a venit ceasul proslăvirii Fiului. Iubiții Domnului, aș vrea în această seară să înțelegem două concepte, să le punem față în față. Sunteți atenți? Și dacă n-ați fi, ce puteți face? Pe pământul acesta, oamenii măsoară reușita în termenul de succes. Sunteți de acord? Succes în afaceri, succes în ce vrei tu, succes în a avea o familie reușită și fiecare înțelege ce înțelege prin lucrul ăsta, succes în a avea o casă care îți place ție, dacă casa e într-un fel, ai succes, dacă viața ta e într-un fel, ai succes. Pe pământul acesta, oamenii fac tot ce se poate ca să ai ceea ce se numește, spuneți voi, o viață de, sunteți aici, precum
lucrurile de la mob expert. O viață de succes, corect? Sunteți atenți? O viață de succes. Nu asta spun oamenii. Să ai o viață de succes. Eu chiar m-am uitat la un moment dat și am văzut că chiar și în terminologia aceasta folosită de oamenii duhovnicești, noi vorbim de succes. Să ai succes. Ei, Hristos nu vorbește despre succes. În seara aceasta chiar vă provoc, în sensul bun al cuvântului, da? Să vă uitați în Biblie, să-mi găsiți un termen în care Dumnezeu spune vină la biserică și vei avea succes. Nu se găsește niciodată lucrul ăsta. Dar despre ce vorbește Hristos? Când vorbește Hristos despre o viață împlinită, când vorbește Hristos despre o viață de biruință, ce termen folosește? Știe cineva? Aici în text spune așa, a sosit ceasul ca fiul omului să aibă succes. A sosit ceasul ca fiul omului să fie proslăvit. Cuvântul folosit de Dumnezeu pentru împlinirea unei vieți este proslăvire. Însă, proslăvirea iubiții Domnului nu este un termen al pământului, este un termen al răsplătirii. Nu este un termen care se desfășoară aici printre noi, ci este un termen care are în vedere veșnicia. Pământul acesta măsoară reușita umană în termen de succes. Și aceasta înseamnă de când te-ai născut până la o vârstă. Pe Dumnezeu nu-L interesează succesul, cât interesează pe Dumnezeu să fii proslăvit, să ai cunună și să fii răsplătit în veșnicie. Și Dumnezeu spune, dacă tu vrei să fii proslăvit în veșnicie împreună cu Fiul, tu va trebui pe pământul acesta să faci aidoma bobului de grâu care moare ca mai apoi să poată să aducă rod. Adică El ce ne spune este următorul lucru. Omul care își trăiește viața pentru o acumulare continuă de succes pierde din vedere că Dumnezeu din cer are înaltă unitate de măsură. Și unitatea de măsură a lui Dumnezeu nu e pe pământ și nu folosește Dumnezeu aceleași noțiuni. Adică, mai pe românește, mor. Ce vi se pare imposibil? Mor eu, ca să nu ziceți că muriți voi. Și mă prezint, închid ochii pe pământ sau mi închide altul, nu contează, și deschid la Dumnezeu. Nu, dar eu sunt conștient de lucrul ăsta. Și mă duc la Dumnezeu. Câți ani ai, bărbatule? 46 de ani. Ce ai făcut cu ei? Ce anume ai făcut cu viața ta? 3 facultăți. 0, zice Dumnezeu. Nu credeți asta? Nu credeți că în cer e nevoie de psiholog? 100%. Pe cine să consiliezi? Pe heruvim? 0. Toată calificarea mea e 0 în cer. Corect ce spun eu? Sunteți aici sau dormiți? Ce să-i spun? Am fost 8 ani de zile avocat. Păi pe cine să reprezint? Totul este clar și limpede. Credeți că acolo există comercianți? Pe cine mai scap eu? Mai se plătesc taxe? Mai sunt șmecherii în cer? Singurul paraclet de care am auzit în cer e Iisus Hristos. Deci eu nu pot, ce să zic, am asistent. Nu, deci o să-i spun, zi, cum e viața ta? Mașina se pune? Nu! Dar faptul că, ce se pune? Înțelegeți ce vă spun? O acumulare și un iureș nebun după a aduna. Și fiecare adună, să-și facă, să-și dreagă. Și avem fel de fel de filozofii și eu nu spun că sunt rele. Dar păi s-a luat o rasnă. Avem fel de fel de lucruri pe pământul acesta care sunt ciudate, în sensul în care, aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, să ne fie foarte limpede. Noi acumulăm și acumulăm și acumulăm. Și vine momentul acesta. E un moment în care Dumnezeu spune, gata, ai terminat cu pământul și ai ajuns în cer. Și Dumnezeu spune în felul următor, eu nu măsor veșnicia în termen de succes pământesc. Dar cum o măsori? În termen de rodire. Pe mine nu mă interesează succesul pe care l-ai sau nu l-ai în ochii oamenilor. Pe mine mă interesează termenul de rodire. Pentru că Dumnezeu aduce următoarea idee. Ca să fii proslăvit la El, trebuie să fii rodit. Și cum este rodirea aceasta? Rodirea aceasta este o rodire care presupune mai întâi de toate să treci prin procesul morții. Să treci în procesul morții. Nu știu dacă vă mai place mesajul. Hai să vă dau, să vă spun o poveste ca să vă mai înțelegeți un pic lucrurile. S-a dus o doamnă la psiholog. Am spus eu asta într-o duminică de curând. A făcut 6 ședințe. $150 costa ședință. După 6 ședințe, doctorul îi spune, veniți că vă dau, zice, o rețetă. A venit femeia să-i dea o rețetă și a zis, vă duceți la cascada Niagara, vă cazați și stați acolo o săptămână.
și două ore pe zi vă duceți și priviți cascada Niagara. Când a auzit femeia, a zis, excrocule, șarlatanule, mi-ai mâncat banii, mi-ai luat, zice ea, $900 pe timp de 6 ședințe și acum mă trimis la Niagara? Ce zice psiholog ești tu? Și el îi spune, Doamnă, timp de 6 ședințe v-am auzit plângându-vă de neîmplinirile dumneavoastră, de visele dumneavoastră, de oamenii care nu vă înțeleg pe dumneavoastră, de tot ce înseamnă dorințele dumneavoastră. Și acum, Doamnă, eu vă trimit în fața cascadei Niagara să o priviți două ore pe zi, ca să știți că măcar un lucru pe pământul acesta e mai mare decât dumneavoastră. Succes, succes, succes. Luptă pentru succes, succes, succes. Și Dumnezeu spune, nu, rodire. Dar rodirea aceasta, iubiții Domnului, înseamnă că tu să treci prin acest proces al jertfei. Fără jertfă nu există. Și iată ce spune Dumnezeu în continuare, că are logică. Cine își iubește viața o va pierde. Puneți versetul 25. Cine își iubește viața o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viață veșnică. No, du-te și spune cuiva despre lucrul ăsta. Și apoi spune, vino la Hristos. Spune, mă, mai caută-mă. Deci e clar că nu este o învățătură pentru cei care sunt la laptele duhovnicesc. Este o învățătură pentru oamenii care sunt pe calea lui Dumnezeu și vor să înțeleagă ce înseamnă pe pământul acesta să trăiască cu Domnul Iisus Hristos și în așa fel încât să fie proslăviți în veșnicie. Iubiții Domnului, vreau să vă spun următorul lucru ca să ne fie foarte limpede cum lucrează Dumnezeu cu urâtul acestei vieți. Care este opusul urei? Știe cineva? Cum? Opusul urii. E iubirea, prieteni. Da? Iubirea. Aici e ura și la polul opus e iubirea. Sau iubirea și la polul opus este ura. Bun? Și noi de obicei, cum suntem așa vis-a-vis de noi? Te uiți la tine și spui, îmi urăsc viața, te urăsc. Nu, ne iubim de nu mai putem. Haideți să deschidem Biblia la 1 Corinteni, capitolul 13. Să ne uităm puțin în el, da? Sunteți de acord cu mine? Aveți Biblie la voi? Nu, aveți mobilele. Pe mobil aveți Biblia, da? De asta spuneam. Bun. Biblia spune aici despre iubire, da? Și haideți să ne uităm un pic. Versetul 4 începând. Hai să punem numai așa câteva flash-uri, da? Dragostea este îndelung răbdătoare. Da? Dragostea este îndelung răbdătoare. Frații mei, surorile mele, a spus în seara asta, Alex, bun venit, câteva frați de la Betel. Poate că unii n-au înțeles. Sunt frați care au plecat în afară și acum s-au întors pentru o bună bucată de vreme. Știți de ce au plecat ei, cel puțin pe cei doi care îi văd? În Anglia. Pentru că le place arhitectura din Anglia. Mai ales le place temperatura și clima. Ploaia, ceața, sunt numai pe de ele. 100% că de-aia au plecat. Nu! Au plecat pentru că sărăcia asta din România și neputința de a-ți construi un viitor te face să pleci în altă parte. Acum eu vă pun o întrebare. Sunt îngrijorări în România? Simțiți că de multe ori suntem asaltați din stânga și din dreapta? Eu simt lucrul ăsta. Poate că unii dintre noastre nu sunt în această situație, dar foarte mulți oameni sunt asaltați de griji, sunt asaltați de fel de fel de îngrijorări. Ce trebuie ție ca să depășești momentele grele când ești îngrijorat? Răbdare. Răbdare trebuie. Și îndelungă răbdare trebuie. Ei, iubiții Domnului, vreau să vă spun următorul lucru. Când, în momentul în care tu trăiești pe pământul acesta ca o jertfă pentru Dumnezeu, ajungi să-ți pese mai puțin de nevoile tale cât îți pasă de nevoile Domnului. Și opusul acestei permanente îngrijiri și îngrijorări cu privire la tine este jertfa. Când omul se urăște așa cum vrea Dumnezeu, spune în felul următor, ce va da Domnul, aceea voi avea. Cum va voi Domnul, așa va fi. Dar eu voi face voia Lui. Fiți atenți ce vă spun. Majoritatea dintre noi ne iubim viața. Pentru că mai întâi de toate punem înainte
ce trebuie să facem să ne fie nouă bine. Sunt oameni care pun înainte planul lui Dumnezeu și spun așa, planul lui Dumnezeu cu privire la viața mea, și vă rog să mă auziți, pentru că sunt mulți oameni care se pregătesc să plece chiar în următoarea perioadă. Sunt foarte mulți care vin și spun așa, România a ajuns o țară de doi bani, sub aspect economic, și mă duc în Austria să mă duc în altă parte. Uitați-vă în ochii mei, puteți trăi așa și nu este, spuneți voi, nu-i frate nimic greșit în ochii Domnului. Eu spun că este. Pentru că Dumnezeu spune așa, mai întâi de toate, tu trebuie să trăiești ca o jertfă. Și jertfa nu interesează atât de mult ce se întâmplă cu ea, cât jertfa o interesează ceea ce se întâmplă prin jertfa ei să aducă rodire pentru împăratul care este Iisus. Vreți să vă mai spun mai pe românește? Am avut N invitații să plec din țară. N plus 1. Și când spun lucrul ăsta, poate că unii știu despre ce vorbesc. Și știți cum au venit invitațiile? Vino frate la noi că-ți vom da. Credeți să glumesc? Nu glumesc. Și am stat și am gândit lucrurile în perspectiva aceasta. Am avut și eu fel de frământări. Mă, ce-i țara asta? O țară de corupți. Nu mai poți trăi. Aici libertate nu există. Aici nu. Și am stat și m-am gândit în fel și uite-te, și numai argumente aveam. Dacă deschid televizor, numai argumente am să plec din România. De dimineață până seara e plin de argumente să pleci. Păi ăla l-au arestat, păi ăluia i-au dat 8 ani de închisoare, ăluia a dat nu știu cât, ăluia a dat nu știu cât, toți, miniștrii, toți. Acum, cred că cea mai scurtă cale de a ajunge în pușcărie e să intri în guvernul României. Este cea mai scurtă cale spre închisoare. Și cea mai, și directă, cred eu. Și ascultați ce vă spun, În momentul în care trăiești în felul acesta și te argumentezi în felul acesta, tu poți să spui, măi, eu trebuie să fac ceva, eu trebuie să mă duc, eu trebuie să aleg, eu trebuie să fac lucrul acesta. Iubiții Domnului, ascultați ce vă spun, eu nu știu să vă spun altceva. Am avut ani nu grei, foarte grei. Primii mei 4 ani de pocăință cu soție, căsătorit, cu 2 copii, au fost ani foarte grei. Numai într-un an am schimbat 11 gazde, dar niciodată nu mi-a trecut prin minte să fac altceva decât voia lui Dumnezeu. Știam că Domnul mi-a dat o direcție, știam că Domnul mi-a dat o traiectorie, știam că Dumnezeu mi-a făcut o chemare, chiar dacă poate numai eu am văzut-o, poate numai eu am crezut-o și m-am încrezut în acest lucru cu toată puterea sufletului meu. Și iată-mă astăzi stând aici, în mijlocul vostru, pot să am o pâine, pot să am o haină, am o casă, am o familie. Dumnezeul nostru ne-a purtat de grijă. Dar Dumnezeu spune să ai gândirea de jertfă. Pentru că oamenii au o gândire diferită și El spune, dacă bobul de grâu nu moare, ce se întâmplă cu el? Spuneți voi. Rămâne singur. Vreți să stăm un pic de vorbă pe rămâne singur? Ce sentiment ai după ce ai reușit să ai un serviciu care îți asigură niște bani și nu mai ai grija zilei de mâine? Ai reușit să ai în sfârșit casa aia, chiar dacă e pe datorie și toate celelalte lucruri. Dar simți că ai lăsat undeva în urmă ceea ce ar fi însemnat viața de jertfă. Știți care este sentimentul? O singurătate puternică. Un sentiment de singurătate și de apăsare, un sentiment de neapartenență, un sentiment de înstrăinare. Pentru că viața ca jertfă este grea pe pământ, dar îți aduce ceva. Știți ce îți aduce? Iisus Hristos și-a manifestat și și-a exteriorizat sufletul. Sunteți atenți la ce vă spun? Când a vorbit despre ceasul proslăvirii, ceasul jertfirii, știa că va fi în scurtă vreme răstignit în mâini și în picioare, ca acel ceas suprem. Și și-a zis, cum să zic acestui ceas, du-te? Când eu pentru acest ceas m-am pregătit o viață întreagă. Până aici am venit pentru acest ceas. E un timp de acumulare, este un timp în care Dumnezeu te lasă, este un timp în care Dumnezeu îți dăruiește. Și apoi Dumnezeu, să ascultați și vă spun, vine Dumnezeu la noi și ne spune, e ceasul când am venit să iau ce este al meu. Este ceasul când există în viața fiecăruia un ceas când Dumnezeu ne cere jertfă, dar nu o jertfă din bani, nu o jertfă din aceasta a unor bani, nu o jertfă din aceasta a unei zile. Se numește jertfa vieții tale. O direcție nouă, un drum nou, ceva diferit de tot ce a fost. Se numește jertfă. Și a spus Iisus Hristos, sufletul meu este tulburat.
Pentru că e tulburător lucrul ăsta. Eu vă pot spune lucrul ăsta, pentru că astăzi numai ce m-am întâlnit cu un domn avocat. Așa, la un suc. N-am știut că e domn avocat, dar am întâlnit cu domn avocat. Și mi-am întrebat, ce face dumneavoastră, avocat? Era într-o corporație deosebit de mare, chiar din Anglia. Și venise de undeva din Statele Unite. Să aflu că, de fapt, a fost cu o generație mai târziu decât mine. Cu o generație mai târziu. Și aveam cam aceleași cunoștințe. Colegi de-ai mei, care acum au companii foarte puternici, societăți de avocat foarte puternici, cu cifră de afaceri de 1 milion de euro pe an. Și la un moment dat stăteam și l-ascultam cum vorbea. Și știu ce am fost și știu ce am putut. Știu ce am putut. Și o știe și Dumnezeu mai mult decât mine. Dar a venit un ceas în viața mea. Pentru că eu n-am făcut un pas înapoi din avocatură pentru că n-am știut ce să fac cu avocatura. Știam prea bine. Ci pentru că am simțit că Dumnezeu îmi spune așa. Florine, eu vreau să trăiești făcând o jertfă pentru mine. Și ce-mi promis, Doamne? O proslăvire în cer. Și să crezi că e de 10 ori mai greu și de 10 ori mai dificil. L-am ascultat pe omul acesta care vorbea cu oarecare respect de sine, ca să nu spun mai mult. Ați înțeles ideea? Nu avea nimic greșit, că era un om cu minte în felul lui. Și l-ascultam spunând cât călătorește, cifra de afaceri și mi-arăta și ideologia. Noi nu vindem, domnul avocat, nu mai sunt avocat. Ei, pentru mine tot avocat. Noi nu mai vindem doar servicii, noi vindem discernământ, teorii. Și am stat și m-am gândit. Și la un moment dat m-am scuturat și am zis, va veni un ceas. Când succesul va fi una și rodirea care îți aduce proslăvire, alta. Că Dumnezeu din cer nu-ți spune să nu te ocupi de lucrurile acestea. Dar Dumnezeu spune în felul următor, cine vrea să fie ucenicul meu în adevăr, cine vrea să trăiască cu mine altfel decât trăiesc cei mai mulți dintre noi, atunci va face ce face stăpânul. Și va fi un ceas în viața ta când Duhul lui Dumnezeu îți va spune, cam asta aș vrea eu de la tine. Închidem ochii, punem degetele în ureche, pentru că nu ne place ce auzim. Și eu le spun tinerilor, frate, unde să mă duc? Nu știu, prietene. Frate, ce să mănânc? Nu știu. Ce va fi cu viitorul meu? Nu știu. Dar ce îmi spui să fac? Să fii credincios lui Dumnezeu care te-a chemat. Să rămâi pe metereze dacă Domnul spune să rămâi pe metereze. Să te jerfești dacă Domnul spune să te jerfești. Nu știu cum îți va fi. Probabil că greu îți va fi în multe feluri. Iisus Hristos a zis, sufletul meu este tulburat. Dar ce voi zice? Până aici m-am pregătit pentru ceasul acesta. Tot ce a însemnat fiecare zi a fost pentru ceasul acesta. Să dau înapoi? Nu. Și s-a întâmplat oare ceva? Au înțeles oamenii din jur tulburarea lui? Nu. A înțeles vreun om ce se întâmplă cu el? Nu. Dar a înțeles cerul ce se întâmplă cu el? Da. Pentru că din cer s-a auzit o voce. Pentru că Iisus Hristos a strigat spunând, n-am decât o singură dorință, să proslăvesc pe Tatăl meu care m-a trimis. Și vreau să trăiesc viața ca o jertfă vie înaintea Domnului. Și atunci Domnul Dumnezeu, Tatăl, a strigat din cer, numele meu este proslăvit, l-am proslăvit, spune Domnul Dumnezeu. Nu o să ai voci pe pământ când trăiești ca o jertfă care să spună, frumosule, deșteptule, bogatule. Dar o să ai o voce în cer totdeauna care o să spună, eu știu ce faci. Eu știu cui slujești și eu știu pentru ce faci tu ceea ce faci. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu. Haideți să vorbesc despre această sărăcie și bogăție. Era o familie fără tată. Era numai mama și 3 fete. Și pastorul a zis, bisericuța era mică, a zis, facem de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos o strângere pentru cea mai săracă familie din biserică. Și aveți timp să vă pregătiți 2 săptămâni. Au venit acasă mama și cele 3 fete. Mulțumesc mult, Solomon. Și au zis așa, să vedem la ce putem renunța. Și au zis, hai să trăim 2 săptămâni numai pe cartofi. Și au cumpărat 50 de kilograme de cartofi. Și au făcut ei calculul, economie, $20. Una dintre fete a plecat să fie babysitter. Câștiga $20. Au făcut economie la lampă, au făcut economie la curent, au trecut pe lampă, au făcut economie la curent, s-au dus, au spălat, au mers, au făcut tot ce se poate.
În sfârșit, a venit ziua când au mers să dea banii la biserică. Stăteau fiecare cu o bacnotă în mână. Fetele aveau o bacnotă de 20, 20, 20 și mama 10 dolari. Și stăteau acolo cu banii în mână, nemai putând de bucurie. A venit colecta și au pus bani. S-au strâns în toată biserica 87 de dolari. Ele dădură 70 de dolari și 17, alți 17 membri din biserică, câte un dolar, că erau 17 bacnote de un dolar. Alții probabil că nici n-au dat. Au plecat acasă și au zis, extraordinar, am făcut un lucru pentru Dumnezeu. Seara a venit pastorul la ei, a oprit cu mașina în fața porții. A venit și a zis, știți, am venit să vă dăm acest plic. În momentul acela au înghețat amândouă. Toate trei, toate patru au înghețat. Și au zis, știți, am venit să vă dăm acest plic să vă ajutăm. 87 de dolari din biserică. Și atunci ele au primit plicul, n-au zis nimic, dar s-au așezat pe scaun și au început să plângă. Și au zis, cum? Noi suntem cea mai săracă familie din biserică? Nu mai aveau nici curajul să se uite una la alta. Era o rușine teribilă. Cum noi suntem cei mai săraci oameni din biserică? Așa au gândit oamenii, așa au analizat oamenii. Dăduse 70 de dolari la biserică, privându-se de lucruri elementare. Și oamenii au venit să le dea un plic cu 87 de dolari, spunând, voi sunteți cea mai săracă familie din biserică. Nici nu mai puteau să se uite una la alta de rușine. Duminica următoare s-au dus la biserică cu capul în jos. Nu? Că doar e cea mai săracă familie din biserică. Și a venit un misionar din Africa. Misionarul acela a vorbit despre nenorocirile care sunt acolo. Copii înfometați, despre lipsa apei. Și misionarul a zis, credeți că am putea strânge în biserica dumneavoastră 100 de dolari astăzi? În momentul acela ele s-au uitat unele la altele și au început să le sclipească ochii. Imediat au luat bacnota de 20, de 20, de 20, de 10, bacnotele de către un dolar, 17, și au donat 87 de dolari, au dat toți acei bani la biserică și au pus în coș. S-au strâns 102 dolari. La care misionarul a zis, negreșit în familia asta, în biserica asta, sunt ceva oameni bogați. Iar ele, uitându-se unele spre altele, au zâmbit și au simțit că Dumnezeu le-a vorbit. Mă înțelegi ce înseamnă jertfa? Viața ca o jertfă. În ochii oamenilor vei fi ceea ce vei fi. Și în ochii lui Dumnezeu vei fi ce vei fi. În ochii oamenilor vei avea cuvintele pe care le ai. Și Dumnezeu din cer va vorbi în dreptul tău ceva diferit de tot ceea ce vorbesc oamenii. E un cost? E un cost? Credeți că e un cost? De ce n-a zis Dumnezeu orice altceva în afară de greu? Să vă spun de ce n-a zis și nu mai stau decât două minute. Unde se duce Bobu? Ce e în pământ? Lumină? Întuneric. Spune-mi, în timpul în care te-ai hotărât să trăiești în felul ăsta pentru Dumnezeu, nu s-a întâmplat uneori să ai o zonă de total întuneric? Nici nu mi-ai știut pe unde să pășești. Oare de ce Dumnezeu din cer îngăduie ca bobul de grâu să stea acolo unde este întuneric? 1 Împărați 8:12. Atunci Solomon a zis, Domnul a zis că vrea să locuiască în... Poftim? Nu în lumină. Nu e un verset greșit. L-ar fi tradus bine ăștia. Domnul a zis că vrea să locuiască în... Păi când ești bob de grâu și trăiești o viață de jertfă și nu mai vezi nicio lumină pe pământul acesta, știi cine este acela care vine lângă tine în întuneric? Cel ce a zis că vrea să locuiască în întuneric. Dumneavoastră știți ce înseamnă vista lui Dumnezeu în întunericul bobului de grâu care vrea să se jertfească? Ceva ce n-ați gustat niciodată. E uluitor. Ce se întâmplă atunci când Dumnezeu coboară în întuneric e cu mult mai mult decât se întâmplă atunci când Dumnezeu coboară în lumină. Când Dumnezeu coboară în întunericul celui care vrea să fie bob de grâu, care vrea să rodească pe Dumnezeu, e cu totul diferit. Ce-ți spune ție acolo Domnul, nu o să spună tuturor. Credeți asta? 100% că eu cred. Știi ce spune Dumnezeu? Că bobul de grâu în pământ cum e? E formație întreagă. Nu, e singur. Știți câți oameni, ieri mi-a vorbit Domnul Dumnezeu despre o soră.
Și mi-a zis, du-te și spune așa, să lupte ea, nu alții. Frate, sunt singur, n-am pe nimeni. Frate, nu mă sprijinește nimeni. N-ați auzit vorbele acestea? Nu mai vin la biserică pentru că mă simt singur. Vrei să spun un lucru? Știi de ce nu poți să ai o viață de jertfă? Pentru că ai mâini omenești care te susțin. Nu e o problemă când mâna omenească te susține, pentru că va trebui să avem această singurătate. Unde se retrăgea Iisus Hristos seara? Spuneți voi. Singur, la o parte, pe munte, să se roage. Vreți să vă spun un lucru? Omul care se jertfește va gusta singurătatea. Credeți lucrul ăsta? Eu știu, am gustat singurătatea. Singurătatea de a nu fi înțeles, singurătatea de a fi poate pus la zid, singurătatea de a se spune lucruri care nu sunt reale. E o singurătate puternică pe care o are Bobul de Greu. Dar știți ce este frumos cu această singurătate? În această singurătate, o, Doamne, ce te transformi! Ce matur devii! Știți ce se întâmplă cu omul care mereu are o mână care le ridică? Ridică altul, ridică altul, ridică altul, ridică altul. Și niciodată nu vei putea să te maturizezi, că te ridică mereu altul. Dar în singurătate te maturizezi. Mai se întâmplă ceva în pământul ăla. Cum credeți că se simte Bobul de Greu? Doamne, ce vrei tu? Ce vrei tu că mă strângi și din stânga și din... Vreau să plesnească crusta. Să ce? Să germinezi. Niciodată nu va ieși firul acela la suprafață decât dacă plesnește crusta. Tu să nu-mi spui că n-ai crustă și ești Bob de Greu. Adică ești al lui Dumnezeu, dar ai crustă. Știți de ce? Pentru că nu putem. Lumea aceasta are reguli ei. Tare greu ni se sparge crusta ca să germinăm pentru Hristos. Pune Mircea pozele dacă sunt. Cu asta am încheiat. Vreau să vă citesc ceva de final, uitându-vă la aceste poze. Ce vedeți voi aici? 21 de chipuri, nu? Știți unde sunt oamenii aceștia? Eu despre puțin pot să spun ce pot să spun despre ei. Au fost proslăviți prin moarte de martiri. 21 de creștini omorâți nu de multă vreme. Dar știți ce este fenomenal în privința lor? Teroriștii ăștia, ISIS, au făcut o greșeală. Au lăsat și sonorul la video. Dacă ei știau, tăiau sonorul. Dar pentru că n-au tăiat sonorul, oamenii aceștia au murit strigând: Iisus Hristos este Domn. Au strigat către Hristos. Știți de ce? Pentru că viața aceasta fără jertfă e o singurătate teribilă. Viața aceasta fără jertfă este o mare păcăleală. Viața aceasta cu o acumulare treaptă de succes după succes după succes, îți spun că îți va strica mintea. Dar Dumnezeu din cer, Dumnezeu din cer vorbește despre rodire și jertfire. Am spicuit. A venit reporterul și a spus lui Bashir. Zice, cum te simți când ți-a murit unul dintre frați? La care i-a zis, nu unul, zice, mi-au murit doi. Unul se chema Bishoy Estefanos Camel și celălalt se chema Samuel Estefanos Camel. Și ce simți? O să vezi ce spune omul ăsta. Sunt mândru de ei. Bishoy avea 25 de ani și Samuel 23. Și ei sunt mândria lui Hristos. Și sunt mândria mea de asemenea. Ei mă fac să umblu ridicând capul de mândrie. Prezentatorul a zis, spune-mi, cum este familia ta după această tragedie? Crede-mă, zice el când îți spun, că oamenii de aici sunt fericiți și se felicită unul pe altul. Ei sunt într-o stare de durere, dar se felicită unii pe alții, pentru că sunt așa de mulți din satul lor care au murit martiri. Suntem mândri de ei. Eu nu pot, dar Duhul lui Dumnezeu poate. Crede-mă în ce-ți spun. Toată alergarea asta nebună nu te va duce nicăieri. Dumnezeu va purta de grijă vieții tale. Credeți-mă că Dumnezeul matematicii sfinte va purta de grijă vieții tale. Vine un ceas, s-ar putea să-l fi simțit, s-ar putea să-l fi locolit, când Dumnezeu spune, pentru asta te-am pregătit, pentru asta ai venit până aici, aici, la acest ceas al jertfei, dacă tu îl vei ocoli.
s-ar putea să se întâmple lucruri foarte triste. Credeți ce vă spun eu? Știți cât este de sensibil mecanismul ăsta? În ziua în care am înțeles că trebuie să renunț la avocatură ca să îmbrățișez ceva necunoscut, nici nu mi-a zis Dumnezeu nimic. Nu mi-a zis Dumnezeu nimic. Nimic, dar absolut nimic ce vrea să facă cu mine. Mi-a zis numai atâta, vreau să faci lucrul ăsta. Și nu mi-a arătat nimic din ce va fi. Credeți că e ușor? O să zici o părere, o să zici, nu, dar vă spun în seara asta ca să fie foarte clar. Orice creștin va ajunge la un ceas în care Hristos va spune, aceasta este jertfa pe care o aștept de la tine. Acesta este modul în care trebuie să trăiești viața. Acesta este ceasul, spune Dumnezeu, pentru care te-am pregătit. Nu da înapoi, fă-i voia! Fă-i voia! Fă-i voia lui Dumnezeu și o să umblăm cu capul sus. Mândri de tine. Pot să fiu deschis cu dumneavoastră. Total deschis. Nu vi s-a părut puțin ciudat în seara asta faptul că la un moment dat 5 oameni se rugau și vreo 40, 50, 100 priveau spre ei? Ați văzut că aici, în față, au fost câțiva tineri care au vrut să încheie rugăciunea. Și ce se întâmplă cu ei în timp ce se roagă? Trăiau ceva ce noi n-am trăit. Acum eu vă întreb, omenește vorbind, arătau bine? Cred că s-au făcut poze. Vă spun eu cum arătau. Rău. Au fost și judecați. Păi ce tot strigă aia? Vreți să vă spun un lucru? În cer s-a văzut diferit. Și ce mă sperie pe mine? Acest lucru mă sperie pe mine. Acest lucru mă sperie mai mult decât orice pe mine. Că am ajuns să inversăm lucrurile. Că ni se pare ciudat că cineva nu vrea să înceteze rugăciunea. Că ni se pare ciudat că cineva vrea să stea înaintea lui Dumnezeu și strigă. Și ne uităm la el și poate că îl stigmatizăm. Și ciudatul ăla care se roagă. Dar asta nu e ciudat. Vreau să vă spun un lucru, cine sunt cei ciudați? Ciudați suntem noi care n-avem ce să-i spunem lui Dumnezeu. Ciudați suntem noi care suntem, nu știu cum suntem, dar nu ne rugăm. Și asta e ciudățenia. Că Dumnezeu spune, e un ceas numit jertf. Tu trebuie să-l știi și trebuie să-l fructifici. Vreau să vă vorbesc din adâncul inimii mele. Sunt unii dintre voi cărora Dumnezeu în scurtă perioadă de timp o să vă dea întâlnire cu ce vă spun în această seară. O să vi se pare ciudat ce vă cere Dumnezeu, dar alegeți să trăiți cum vrea Domnul Dumnezeu, pentru că va fi bine. Carieră versus proslăvire. Succes versus proslăvire. Acumulări pământești versus proslăvire. Tu alegi. Până la urmă, fără jertfă nu-i proslăvire. Fără jertfă nu-i proslăvire. Vă invit respectuos să ne ridicăm. Există un drum spre slava lui Dumnezeu. Drumul spre slava lui Dumnezeu trece pe la cruci. Credincioșii urcă acest drum în genunchi. Există un preț ca să rodești. Singurătate, întuneric, strâns din toate părțile, cum spunea Pavel, până se crapă crusta asta care ne împiedică să germinăm pentru viața nouă. În seara aceasta, chiar dacă poate sufletul nostru e tulburat de mesajul ăsta, sau poate că suntem tulburați de alte lucruri, spune așa, Doamne Dumnezeul meu, în ceasul acesta, ajută-mă să-ți înțeleg voia. Doamne, ajută-mă să-ți înțeleg voia. Nu lăsa oamenii, Doamne, să-mi spună ce să fac și cum să trăiesc. Vorbește-mi Tu, Doamne. Poate vrei ceva deosebit cu mine, Doamne. Poate vrei ceva aparte să-mi vorbești în această seară. Poate că vrei să stai de vorbă cu mine. Poate că în mine au murit niște lucruri de care eu, Doamne, nu am habar. Te rog în această seară să vorbești, Doamne. Te rog să ne vorbești, Iisuse Hristoase. Te rog, Duh Sfânt al lui Dumnezeu, să ne vorbești în această seară. Aprinde noi ce-ai stins. Trezește-ne, Doamne, Dumnezeul meu, dacă am ațipit. Vorbește-ne în această seară despre puterea crucii tale. Vorbește-ne, Doamne, despre sângele care a curs la cruce. Vorbește-ne despre focul care, Doamne, ai turnat prin tine.
Și ajută-ne, Doamne, Dumnezeul meu, să trăim ca o jertfă. Aici e altarul, unde sunt jertfele? Te rog, Doamne, să lucrezi. E prea puțin ce avem, Doamne, e mult prea puțin. E mult prea puțin ce avem, e mult prea puțin ce suntem. Vorbește-ne, Doamne, stai de vorbă cu noi, Tu ai așteptare, Tu ai o dorință, Tu ai pentru noi un destin, Tu ai pentru noi o cale, ai pentru noi o chemare. Doamne, vrem proslăvire, vrem să ne fim proslăviți, Doamne, împreună cu Hristos. Roagă-te, roagă-te, stai de vorbă cu Dumnezeu în seara aceasta, roagă-te. Roagă-te lui Dumnezeu să mori ca să trăiești, să fii bobul de grâu, să fii bobul de grâu care prin moartea lui aduce rod și rodul lui hrănește. Să te întrebi în seara aceasta, cât timp mai ți-a rămas? Cât timp ți-a mai rămas? Cât timp? Prea multă singurătate, Doamne. Singurătatea înstrăinării de Tine. Singurătatea alegerii unui drum cum am vrut noi. Singurătatea unei trăiri cum vrem noi. Doamne, Dumnezeul meu, vrem glasul Tău. Doamne, Dumnezeul nostru, vrem cerul Tău deschizându-se. Te rog, Iisuse. Doamne, știu că vrei să reverși Duhul Tău cel Sfânt, știu că vrei să cobori focul Tău, dar focul Tău, Doamne, se coboară când sunt jertfe. Doamne, focul Tău se coboară când sunt jertfe. Vrea cineva în seara aceasta să fie o jertfă? Un rod? Vrea cineva să trăiască o viață de jertfă? Vrea cineva să renunțe la visurile pământești pentru a trăi voia lui Dumnezeu, orice ar însemna asta. Drumul slavei trece și pe la cruci. Credincioșii știu în genunchi să-L urci. Laudă-L astăzi pe Domnul, suflet zdrobit de patim. Strigă! Laudă-L printre suspine, laudă-L printre lacrimi. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-L urce. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-L urce. Mare să-ți fie credința, roagă-te și fii tare. Nu ocoli suferința, ia-ți la fii răbdare. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-L urce. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-L urce. Domnul ține aproape mâinile sale bune, scumpe softările tale spuse în rugăciune. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-L urce. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-L urce.
altă cale, mergi cu Iisus într-una, numai pe urmele sale poți dobândi cu luna. Drumul să vezi, trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să urce. Drumul să vezi, trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să urce. Drumul să vezi, trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să urce. Și vreau să facem o rugăciune înaintea Domnului. Și vreau să ne rugăm Domnului așa cum am cântat în această seară. Vreau să ne gândim bine la tot ce ne-a vorbit Dumnezeu în tot timpul acesta. Setoși de viață, alergând din zi în zi, temându-ne de orice suferință, dorind ca viața noastră să fie o viață împlinită, căutându-L pe Dumnezeu numai în ceasurile de clătinare, numai atunci când ușile pământești sunt închise, îmi pare că este o boală. Mai repede decât ne așteptăm, va veni veșnicia. Mai repede decât gândim noi, ne vom întâlni cu El. Și în cer, rugăciunile prin care ai cerut izbăvire pământească nu vor fi socotite rod. Mersul la biserică pentru că ți-a fost frică să nu pățești lucruri rele nu va fi socotit rod. Rod va fi socotit ce a murit în inima ta ca să trăiască pentru El. Rod va fi socotit tot ce înseamnă lepădare de tine însuți ca să trăiască El. Gândește-te, reflectează asupra acestui lucru. Și dacă în seara aceasta vrei să iei o hotărâre cu Domnul, prin care să spui, Doamne, trebuie să mor ca Tu să trăiești. Trebuie, Doamne, Dumnezeul meu, ca să fie firea asta răstignit și viața pe care o trăiesc în credința Fiului Tău. Când această seară te sperie faptul că n-ai adunat mai nimic pentru veșnicie, te vei ruga împreună cu mine. Te vei ruga împreună cu mine așa cum am spus cântând. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-L urci. Orice îngenunchiere făcută înaintea lui Dumnezeu este o rugăciune că trebuie să moară anumite lucruri ca să trăiască El în tine. În această seară crezi că trebuie să moară ceva în tine ca să trăiască El în tine. Pleacă-te în rugăciune pe genunchi. Frânge-te în rugăciune pe genunchi înaintea Lui. Și spune, Doamne, trăiesc prea multe vise străine în mine. Prea multe gânduri omenești. Prea multe lucruri, Doamne, prea multe dorințe ale mele. Să stăpânești Tu, să mă conduci Tu, să mă faci un rod al Tău, să mă faci o jertfă vie, Doamne, pentru Tine. Roagă-Te, stai de vorbă cu Domnul și spune în această seară, viața mea nu-mi place, viața mea nu-mi place, nu-mi place, Doamne, vreau o viață cum vrei Tu. Vreau să trăiesc pentru onoarea Ta, pentru gloria Ta, vreau să trăiesc de dragul Tău, vreau să trăiesc în cinstea numelui Tău. Vreau să-ți fac voia, Doamne. Tu să te cobori pe genunchi în această seară, dacă rugăciunea aceasta este și a ta. Să te frângi înaintea lui Dumnezeu.
Dacă ești mulțumit de viața ta, stai în picioare. Dacă ești satisfăcut și împlinit ce ai dat Domnului până acum, stai ridicat. Dacă stând în cântarul conștiinței tale totul e bine, stai în picioare. Dacă crezi în această seară că Iisus Hristos merită mai mult, că Iisus Hristos merită mai mult, frânge-te în genunchi împreună cu noi și stai plângând înainte acestui Dumnezeu care a dat totul, totul. Fă-ne, Doamne, jertfe. Fă-ne, Doamne, jertfe, că așa va veni și focul. Fă-ne, Doamne, jertfe, Doamne, și dă-ne harul să fim jertfe. Timpul nostru, tinerețea noastră, Doamne, resursele noastre, ce vrei Tu? Ce vrei Tu, Doamne? Ce vrei Tu? Ce vrei Tu? Ce vrei Tu? Cum vrei Tu? Meriți, Doamne, cinstea, gloria, onoarea, slava, meriți, Doamne, vine ceasul când vom sta înaintea Ta, vine ceasul, Doamne, adevăratei cântăriri. Toate vor fi uitate, casele vor rămâne aici, banii, reputația, faima, succesul, toate vor rămâne în urmă. Cerul este locul unde vom fi proslăviți. Proslăviți cu Tine, Iisuse, înălțați în slavă, glorificați împreună cu Tine, Domnul gloriei, Domnul slavei, Domnul măririi. Slavă Ție, Doamne, dă-ne harul să nu mai trăim mărunt, dă-ne harul să nu mai trăim mărunt, indiferent, Doamne, cât de mari sunt realizările pământești. Dă-ne harul să trăim la înălțimea a ceea ce înseamnă dragostea față de Tine. Glorie Ție, Doamne, coboară, coboară lângă fiecare om care a îngenunchiat. Stai de vorbă cu fiecare în parte. Dumnezeul iubirii, Dumnezeul iertării, Dumnezeul care Te-ai jertfit, mărire Ție, Doamne. Mulțumesc, Iisus, de dorul Tău, Doamne, de dorul Tău și pentru dragostea Ta, ne-am frânt noi în această seară, de dorul Tău, Iisus iubit, pentru că dragostea Ta Te-a străpuns în mâini și în picioare, de dorul Tău, Iisus iubit, vrem ca fața noastră să se întoarcă spre Tine, Doamne, în această seară, mărire Ție, Doamne, mărire numelui Tău și slavă Ție. Binecuvântat să fii, Doamne, binecuvântat să fii, Iisuse.